plecat cu societatea asta, eu am venit cu mașina mea, cu sculele mele, cu mașina lui doamna director. Am pornit societatea ca să avem un loc de muncă, să ne putem și noi să ieșim la pensie. Acum, eu la 45 de ani, operat de inimă, copil la facultate, m-a dat afară, colegul are 60 de ani, nevasta bolnavă, mi-a dat afară pe stradă. Cu cine mă zice ce lucru? Spune că am furat pompă sumersibilă. Pompă sumersibilă și este o pompă cilindrică care o bagă în fântână, cum ne-a nu suntem noi în măsură să facem ceea ce ne cere scoarea. Sunt organe, avem frumos să vă adresați lor. Iar eu vreau să intervin și să spun un singur aspect. Vă rog frumos să nu mai veniți la școala unde eu lucrez, să-mi aduceți acuze, să mă jigniți, să mă amenințați că mă duceți la DNA. Noi, deci nu mai veniți la școala unde lucrez. Dar cu ce drept ați participat dumneavoastră la locul de muncă a unui consilier local? Să vă amenințați la punești că v-a dat afară când nu s-a cedat. Adresați-vă instanțe, nu mergeți să amenințați consilierul local la locul de muncă. Ne-am adresat la instanțe. Deci vă rog frumos la școală unde sunt copii. La școală ne-a chemat permanent, v-am servit. Pentru că școala avea contract cu locativul. Asta este și tot altceva. Eu eram cu directora școlii. Vă rog frumos. Deci vă rog frumos. Noi nu ne-am dus să vădăm la venea. Noi am venit și ne-am plâns la dumneavoastră. Dar nu se vine. Dar mergeți la audiență la locul de muncă.